Suntem în fața Casei Poporului, în piața Constituției, unde s-a format triunghiul ticăloșiei, pe care își bazează puterea politicienii corupți, care speră ca în următoarele 30-60 de zile să reușească să zdrobească independența justiției, să modifice legislația care se referă la magistrați și la procesele de corupție, pentru a-și rezolva ei problemele penale. Aici este format prin trei instituții triunghiul ticăloșiei, pe care își bazează puterea corupții din politică, și despre el vreau să vă vorbesc. În spatele meu vedeți Casa Poporului, este principalul punct din acest triunghi al ticăloșiei, este locul unde infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea, împreună cu inculpatul șef al ALDE și al Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, se pregătesc deja să facă pașii cei mai importanți în promovarea legislației servită de Tudorel Toader, legislație prin care ei speră să reușească să încalece justiția, să-și rezolve problemele penale. Tudorel Toader, la Ministerul Justiției, este undeva acolo în spate, este al doilea punct din triunghiul ticăloșiei. Am să vă vorbesc despre ce face acest om, care funcționează ca un ospătar juridic pentru cei doi lideri penali, ai Senatului și ai Camerei Deputaților. Dar în principal pentru Dragnea, pentru că el a gândit prin Nicolicea, prin Șerban Nicolae, prin toți parlamentarii care îi servesc interesele, a gândit aceste modificări legislative menite să-l scape pe el de problemele penale și pe mulți alți corupți care sunt vizați de dosarele DNA-ului. Al treilea punct din triunghiul ticăloșiei, care este tot aici, în piața Constituției, este undeva în spate acolo, este locul în care se află sediul Consiliului Național al Audiovizualului. De ce îi includ și pe ei în acest triunghi al ticăloșiei? Pentru că ei sunt responsabili de încălcarea gravă a legislației audiovizuale de către televiziunile care fac propaganda mafioților din politică. Ei ar trebui să ia măsuri legale, legea are prevederi împotriva acestor manipulări, acestor dezinformări, acestor minciuni. Și membrii Consiliului Național Audiovizualului, pentru că sunt niște politruci, trași de sfor tot de aici, din punctul zero al triunghiului ticăloșiei, care afectează România și corupției, ei nu aplică legea. Din cauza acțiunilor acestui triunghi avem proteste de 9 luni de zile în România, în stradă. Din cauza acțiunilor acestui triunghi avem aproape 4.000 de magistrați care au semnat un protest împotriva legislației pe care a pregătit-o Tudorel Toader. Avem 10 de ONG-uri care au semnat de asemenea o scrisoare de protest în care atrag atenția cu privire la lucrurile, la modul în care această legislație anunțată de Tudorel Toader, pe care Dragnea și Tăriceanu vor să o promoveze cât mai repede prin Parlament, afectează grav independența justiției. Tot din cauza acestui triunghi al ticăloșiei, vedem cum un infractor ține în suspans și terorizează o țară întreagă. Am văzut ștenele de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Din cauza acestui triunghi al ticăloșiei, ați văzut amenințările la moarte care mi-au fost mie trimise, da? Sigur, sunt amenințări, mă voi adresa autorităților, dar nu mă vor opri din activitatea mea jurnalistică. Sunt amenințări pentru care eu îi consider vinovați pe membrii Consiliului Național al Audiovizualului. Pentru că aceste amenințări vin după foarte multă minciună, foarte multă manipulare, vin după zile întregi în care s-au spus minciuni în legătură cu persoana mea și în legătură cu persoanele altor participanți la momentul de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Minciuni care, rostogolite, au afectat probabil oameni mai săraci cu duhul, mai puțin inteligenți, care nu pot înțelege cum este adevărul, nu sunt capabili să documenteze pe în online, pe rețele sociale, pe site-uri, să vadă că lucrurile nu sunt așa cum spun televiziunile infractorilor și inculpaților, și din acest motiv ei au fost injectați cu ură de către aceste televiziuni care nu ar avea voie să facă așa ceva. Haideți să vă explic acum mai în detaliu în ce constă aportul fiecăreia dintre părți din acest triunghi al ticăloșiei și corupției din România și ce efecte produc ei. Bun. Situația gravă în care ne aflăm după 9 luni de zile de proteste,
cu un protest semnat de 4.000 de magistrați, cu un alt protest semnat de peste 60 de organizații non-guvernamentale, nu ar fi fost posibilă fără complicitatea Consiliului Național al Audiovizualului. Da? Aici sunt niște cetățeni care au rang de secretar de stat, care au niște salarii foarte mari, peste 5.500 de lei pe lună plus alte beneficii, și care sunt plătiți din bani publici să aplice o legislație pe care România a adoptat-o după ce a intrat în Uniunea Europeană, legislație care are ca scop, în esență, păstrarea curată și decentă a programelor TV cu respectarea unor principii elementare de bun simț care sunt menite să protejeze telespectatorii de manipulări, de dezinformări, de exact de ceea ce fac cele două televiziuni, principalele vuvuzele ale mafioților și corupților din politică, România TV și Antena 3. Câteva dintre aceste principii, nu vi le spun pe toate, dar vă spun câteva importante, este să nu acuzi pe cineva fără să prezinți probe, să nu insulți pe cineva într-un program TV, să nu dezinformezi și să nu transmiți știri false. Toată situația în care ne aflăm acum cu un infractor, un condamnat definitiv, atenție, penal de către Înalta Curte de Casație și Justiție, care a pregătit un pachet de legi prin care încearcă să zdrobească independența magistraților, nu ar fi fost posibilă toată această situație, inclusiv modul grobian în care au fost mințiți alegătorii PSD-ului, da? Pentru că ei au votat pentru PSD pentru un program electoral care nu se aplică, nu există. Chiar astăzi infractorul șef Dragnea a anunțat că nu se vor mări pensiile, așa cum au spus ei în campania electorală. Toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile dacă acești oameni nu erau susținuți de către niște televiziuni, una deținută de un infractor, infractorul Dan Voiculescu, eliberat condiționat din penitenciar, și o alta, proprietatea unui inculpat fugar, inculpatul fugar Sebastian Ghiță. Dacă aceste televiziuni nu ar fi promovat minciunile, manipulările, denigrările, nu ar fi făcut jocurile murdare și ilegale, foarte important, din perspectiva legislației audiovizualului, pentru mafioți, mafioții n-ar fi avut acum voturile necesare și n-ar fi fost în poziția să facă tot ceea ce au făcut. Lucrul ăsta se întâmplă pentru că în Consiliul Național Audiovizual există o majoritate de politruci, lichele obediente corupților din politică, oameni care, al căror rol nu este să aplice legea audiovizualului, ci este să-i protejeze pe cei care încalcă legea. Antena 3, România TV, v-am dat, acestea sunt exemple, dar sunt și alte emisiuni de pe la B1, pe unde apar fel și fel de inculpați, cum este inculpatul Andrei Bădin, la TVR, unde a fost transferat un băiat de la Antena 3. Și acum să vă dau exemplu concret, care e legat și de amenințările cu moartea pe care eu le-am primit, de care sunt ei responsabili, Consiliul Național Audiovizualului, lichielele, servitorii corupților din politică, oameni care formează majoritatea în Consiliul Național Audiovizualului și care sunt ca niște polițiști corupți de la o secție de poliție, dintr-un cartier controlat de interlopi, unde ești tâlhărit pe stradă și te duci la secția de poliție să reclami interlopii și interlopii sunt acolo, se bat pe burtă cu polițiștii. Exact cam asta este situația Consiliului Național Audiovizualului. Și ați văzut după momentul de la Înalta Curte de Casație și Justiție, aceste televiziuni, România TV și Antena 3, au încălcat legislația audiovizualului, m-au acuzat pe mine și pe alți dintre participanții rezist care au fost acolo, pe mine m-au acuzat că l-aș fi torturat pe Liviu Dragnea, că l-aș fi agresat, că i-aș fi făcut nu știu ce nebunii, fără să prezinte niciun fel de probe, deși înregistrările video arătau că eu am pus numai întrebări, fiind tot timpul la o distanță rezonabilă de el, mai mult de 1,5 metri. Unul dintre cei care au fost la Înalta Curte, da, Bogdan Stan, care i-a arătat cătușele lui Dragnea, a fost acuzat că este interlop. Pe baza unor fotografii ale acestui protestatar rezist din filme, pentru că el a fost actor, figurant în filme și are multe poze, inclusiv cu Săbii de la Călugăreni, unde s-a filmat un film istoric polonez, da? Și au luat pozele alea, le-au pus pe Facebook și domne, uite interlopul cu Săbii, Mălin Bot a dus interlop. Deci a fost o întreagă nebunie care a injectat atât de multă ură împotriva mea în rândul telespectatorilor acestor televiziuni, încât am ajuns să primesc amenințări cu moartea. Ați văzut pe Facebook, mi s-a scris că voi fi urmărit, că ei știu unde pot să mă găsească și că îmi vor înfige un cuțit în inimă și mai departe, da? Bun, eu sunt jurnalist de 23 de ani, am mai primit astfel de amenințări de-a lungul carierei mele, sunt obișnuit. Nu mă impresionează treaba asta și nu mă face să renunț. Dar este foarte grav că o asemenea stare de ură a putut fi injectată prin niște programe TV, prin niște televiziuni care sunt protejate de către
marionetele corupților din Consiliul Național Audiovizual. În mod normal, dacă s-ar fi aplicat legea audiovizualului, dacă acești oameni imorali, servitori ai mafiei din politică, ar aplica legea, cele două televiziuni nu ar exista. Nu ar putea să manipuleze și corupții din politică, infractorul șef Liviu Dragnea n-ar mai putea să mai prostească oamenii atât de eficient. Puterea lui, mare parte din puterea acestui infractor care ține de 9 luni de zile România, terorizează România de 9 luni de zile, izvorăște din activitatea acestor oficine de propagandă ale mafiei, acestor televiziuni, una unui infractor, una unui inculpat fugar, care mint oamenii, creează pentru oameni o realitate paralelă. Și ați văzut ce s-a întâmplat la Bruxelles, unde s-au dus trei invitați constanți de la Antena 3, Savaliuc, omului Voiculescu, care are un site cu fake news, cu dezinformări, Pleșoianu, omul Rusiei, care toată ziua a invitat la Antena 3 și căruia Antena 3 a dat figuranți să se ducă la un protest în fața DNA-ului, dacă mai țineți minte astă vară, când l-am luat la întrebări și n-a fost capabil să răspundă, și Mirel Curea, redactor șef al ziarului Evenimentul Zilei, ziar care este în proprietatea multiplului inculpat Dan Andronic, Mirel Curea, care este omul lui, infractorului Nicolae Dumitru, condamnat în dosarul Microsoft și care în mod constant face propaganda mafioților. S-au dus la Bruxelles la o întâlnire, la un eveniment dedicat luptei anticorupție, în care oficialii europeni prezenți au lăudat activitatea Direcției Naționale Anticorupție, unde era și Laura Codruța Kövesi și unde ei s-au dus încercând să o denigreze pe Laura Codruța Kövesi. Nimeni nu i-a băgat în seamă, au fost împinși într-o parte, li s-a spus, voi reprezentați fake news, deci voi reprezentați minciuna, voi reprezentați știrile false. Și cu toate acestea, pe televiziunea infractorului Dan Voiculescu se crea o realitate paralelă în care ei au făcut nu știu ce nebunie și au reușit să o umilească și să o denigreze pe Laura Codruța Kövesi. Deci despre asta este vorba. Dacă aceste televiziuni, aceste televiziuni s-ar aplica legea, nu altceva, dragii mei, există prevederi legale. Nu ai voie să denigrezi într-un program TV, n-ai voie să denigrezi, să insulți pe cineva. N-ai voie să acuzi pe cineva fără să prezinți dovezi, da? Pe mine m-au acuzat că am adus interlop la înalta curte, n-au prezentat nicio dovadă. Pe Bogdan l-au acuzat că este interlop, prezentând poze de pe contul lui de Facebook și după ce omul a scris pe Facebook că sunt poze din filme, a pus contractele pe care le-a avut pentru casele de producție când s-au făcut acele filme, a pus imagini video cu Steven Seagal, de exemplu, da? Ei au continuat cu minciuna, n-au ținut cont, încălcând foarte grav legea. Și sunt sute de reclamații la Consiliul Național al Audiovizualului, sunt foarte curios cum le vor rezolva. Opinia mea e că nu vor aplica legea și voi ajunge cu ei la parchet pentru abuz în serviciu. Deci, unul dintre punctele, vârfurile triunghiului ticăloșiei și corupției din România este aici, în spatele meu, în această clădire, unde au birourile membrii Consiliului Național al Audiovizualului, nu toți membrii, acei membri, majoritatea, în frunte cu președinta Laura Georgescu, care are și ea dosar penal, ca să vedeți cum se leagă unele cu altele, da? Care protejează televiziunile care mint, dezinformează și manipulează oamenii pentru a-i asigura susținere infractorului Dragnea și altor infractori. Haideți să vă arăt acum care este al doilea punct important al triunghiului corupției și ticăloșiei din România. Al doilea punct al triunghiului ticăloșiei corupților din politică este aici, în clădirea din spatele meu, Ministerul Justiției. Sigur, nu instituția în sine, nu toți oamenii din acest minister, pentru că aici lucrează foarte mulți oameni cu dragoste față de lege și față de ideea de stat de drept, ci prin persoana celui care este vremelnic ministru al justiției. Un om imoral, un om care face parte din gașca mafioților, corupților din politică, gașcă al cărei naș este acum infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea, în care are un cuvânt destul de greu de spus inculpatul Călin Popescu Tăricianu, șeful Senatului inculpat pentru mărturie mincinoasă. Tudorel Toader a pregătit pentru ei pachetul de legi prin care ei speră să-și rezolve problemele penale și speră să rezolve și problemele tuturor celor care se află în spatele lor, pentru că trebuie să înțelegeți lucrul ăsta, eu îl spun de fiecare dată, Dragnea și Tăricianu nu sunt singuri în această agendă ascunsă, în această operațiune de distrugere a independenței justiției și de producere a unei situații similare cu cea existentă pe vremea lui Adrian Năstase, când justiția era controlată și știți, procurorul Panait se sinucidea din cauză că
se punea presiune politică pe el și el refuzase să rezolve un dosar așa cum ar fi vrut politicienii. Exact ceea ce se întâmplă astăzi. Asta vor ei să recreeze. Dar ei nu sunt singuri. Ei au în spate găști întregi, în special din PSD, pentru că acesta este partidul corupților, dar și din alte partide, inclusiv oameni din PNL, din PMP, nu mai discutăm, știți povestea cu Băsescu și cu Udrea, au în spate și gășculițe din alte partide care îi susțin în acest demers. De aceea Liviu Dragnea este atât de puternic, este atât de eficient în demersurile pe care le face pentru a-și pune planul în aplicare. O persoană cheie, de aceea face parte din triunghiul Ticăloșii, este Tudorel Toader. Știți că Tudorel Toader vine de la Iași. Știți că el a fost omul infractorului Relu Fenechiu, da? Care a fost în PNL, care a fost la pușcărie, ca să înțelegeți cum merg lucrurile. Ați văzut dezvăluirile despre cum și-a angajat Beizadeaua ilegal. Ați văzut dialogul, l-am pus ieri din nou pe Facebook și am văzut că s-au uitat 10.000 de oameni la el, pe care l-am avut cu acest individ, Tudorel Toader, la Bruxelles, unde l-am întrebat, domnule, dumneavoastră, sunteți magistrat, vorbiți despre dumneavoastră ca și cum ați fi o somitate în domeniul dreptului. Cum puteți să vă subordonați intereselor unui infractor? Să acceptați ca magistrat, niciun magistrat cinstit și onest nu acceptă să servească interesele unui infractor, indiferent cum o face. Că o face din funcția de ministru al justiției, propunând legi prin care să zdrobească independența magistraților și să rezolve concret dosarele penale ale infractorilor. Că o face din poziția de judecător care apare pe la România TV sau pe la Antena 3, cum fac câțiva, doi sau trei judecători din România care apar pe acolo și servesc intereselor mafiei. Domne, un magistrat cinstit și onest nu face așa ceva, ca să fie foarte clar. Lucrurile astea le fac oamenii de tipul Tudorel Toader, care sunt înhăitați cu mafioți din politică, oameni care au la rândul lor fel și fel de interese și nu sunt oameni cinstiți și onești. Pentru că un om cinstit și onest nu poate să susțină o asemenea agendă. Bun, agenda pe care o susține Tudorel Toader astăzi și a anunțat-o, va trimite la Parlament, de aici de la Ministerul Justiției, peste drum la vârful triunghiului ticăloșiei și corupției din România, va trimite pachetul de legi pe care ei și l-au croit ca să poată să scape Dragnea and mafia de pușcărie. În termen concret, ce vor ei să facă? Vor să o dea jos pe Chioveși, pentru că nu se pot înțelege nicicum cu ea. Vor să pună acolo un procuror șef la Direcția Națională Anticorupție și la Parchetul General. Vor să pună doi șefi obedienți, da? De tipul Valer Dorneanu, politrucul de la Curtea Constituțională, de tipul politrucilor din Consiliul Național Audiovizual despre care v-am vorbit, care să facă în esență cam ce face Consiliul Național Audiovizual. Adică acele dosare care sunt ale lor, în care ei riscă pușcăria, să nu-și mai urmeze cursul normal, să fie întrerupte. Tehnica asta se face foarte simplu, procurorul șef trimite în instanță un procuror DNA căruia îi spune să schimbe poziția procesuală în cadrul procesului și astfel îl ajută pe inculpat să scape de pușcărie. Asta este ceea ce vor ei să facă. Mai mult decât atât, problema concretă a dosarelor, vor să-și creeze un cadru legal, să modifice legea astfel încât să nu se mai poată întâmpla să pățească ce a pățit Liviu Dragnea, să fie trași la răspundere sau ce pățește Călin Popescu Tăricianu sau ce a pățit infractorul Voiculescu sau ce a pățit infractorul Relu Fenechiu sau ce au pățit atât de mulți infractori și inculpați, de la inculpatul fugar Ghiță până la multiplul inculpat Dan Andronic, să nu mai pățească, să nu li se mai întâmple acest lucru. Și pentru asta și-au croit acest pachet de legi pe care politrucul Tudorel Toader l-am numit ospătarul juridic al mafiei din politică, da, pentru că Dragnea îi comandă lui Toader exact cum comandă la birt. Mai adu o bere, mai adu o vodcă și Toader execută. El execută și trimite în Parlament. În Parlament unde este vârful triunghiului corupției și ticăloșiei din statul român. Acolo este sediul găștii, pentru că Tudorel Toader, politrucii de la CNA și alții, fac parte dintr-o gașcă formată în 1990 din cea avut mai urâtă securitate, a fost securiști din foști activiști PCR, care au preluat puterea și au reușit o bună perioadă de timp până când România a intrat în NATO și Uniunea Europeană și am fost obligat să adoptăm aceste măsuri legislative pe care ei vor să le distrugă, da? Au reușit să facă ce au vrut ei, au reușit să fure România, au reușit să îmbogățească peste măsură. Ați văzut, Liviu Dragnea, deși a fost bugetar, are o avere uriașă pe care nu o poate explica, a primit până și insule, da? Ei au reușit să fure România. În momentul în care România a intrat în Uniunea Europeană, legislația a fost modificată, justiția a început să devină independentă, procurorii anticorupție au ajuns să devină puternici,
și mafia a început să meargă încet încet la pușcărie și să se facă puțină curățenie. Ei bine, ei această curățenie vor să o stopeze. Rămâne de văzut dacă vor reuși sau nu și aici ajungem la aspectul cel mai important al discuției noastre. Vârful triunghiului ticăloșiei și corupției și sediul materiei pe acest subiect este la Casa Poporului, unde se află cei doi lideri politici care trag sforile și au turat motoarele pentru planul pe care îl au ca să scape ei de dosarele penale, să-i scape pe toți acoliților de dosarele penale și să își păstreze supremația, dacă vreți, în societate, poziția pe care au avut-o din 90 până acum, de fapt pe care n-au pierdut-o niciodată, pentru că foarte mulți dintre ei provin din securitate, din Partidul Comunist. Dragnea e fiul de milițian, el de fapt și-a urmat un parcurs normal al vieții care a fost întrerupt de anchetele DNA. Sigur, dacă rămânea comunismul, vă dați seama că Dragnea nu făcea averea pe care a făcut-o până acum, pentru că nu lăsa tovarășul Nicolae Ceaușescu. Adică ei sunt mult mai ticăloși chiar decât omologii lor din perioada comunistă. Sunt mult mai nenorociți pentru că atunci măcar se lucra pentru niște principii care oarecum țineau de un interes al României, se mai făcea ceva oarecum pentru oameni, existau niște legi mai stricte și nu puteau să îmbogățească în halul acesta. Sigur, dictatura a fost odioasă, Ceaușescu a fost odios, dar nu discutăm despre asta. Vreau să vorbesc despre planul pe care l-au Tăriceanu și cu Dragnea, care au și anunțat zilele acestea că vor promova cât mai repede, în luna octombrie, luna noiembrie, au de gând să promoveze cât mai urgent pachetul de legi. Un pachet de legi care aduce mult mai mult decât ordonanța 13, care îngenunchează complet justiția, zdrobește independența judecătorilor și creează mecanismele pentru blocarea operațiunilor anticorupție, dar și pentru rezolvarea propriilor dosare. Și v-am explicat la Ministerul Justiției de cum vor să o facă ei concret. Nu le pasă, dragii mei, că sunt 4.000 de magistrați care au semnat o scrisoare de protest. Îi doare în cot pe cei de aici, din sediul. De fapt, aici este sediul. Casa Poporului al Nicolae Ceaușescu este sediul corupției și ticăloșiei din societatea românească. Da? Acest sediu este acum în Parlamentul României, în Camera Deputaților și în Senat. O instituție condusă de un infractorul șef Liviu Dragnea. Nu le pasă de ce spun magistrații, nu le pasă de faptul că sunt zeci de ONG-uri care deja s-au adunat, au discutat la Sibiu, au făcut o scrisoare de protest și atrag atenția că nu este în regulă ceea ce fac acești derbedei. Nu le pasă nici de faptul că au fost 600.000 de oameni în stradă la începutul anului și că este un protest de 9 luni de zile, dragii mei, neîntrerupt, împotriva agendei secrete a acestor corupți. Nu le pasă nici de treaba asta, ei sunt hotărâți să-și pună planul în aplicare. Și care este schema lor? Pe ce se bazează Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu? Vă repet și insist pe treaba asta împreună cu mulți alți inculpați și infractori din politică, din zona de politică, de media, care le susțin acțiunile ca să scape și ei de pușcărie, să scape cu averile intacte, să nu fie pusă de înapoi banii pe care i-au furat. Pe ce se bazează planul lor? Din celălalt punct al triunghiului ticăloșiei de la Ministerul Justiției, li s-au servit legile, da? Mihai Tudose a refuzat să le treacă prin guvern, de aici ruptura din PSD și a zis: domne, faceți voi ce vreți în Parlament, eu nu mă bag. De la CNA, ei sunt convinși că nu se iau măsuri împotriva televiziunilor care le servesc interesele și mint oamenii, astfel încât oamenii nu sunt informați corect. Și foarte mulți oameni, milioane de oameni care se uită la televiziunea Antena 3 sau la România TV sau la alte emisiuni, nu sunt corect alertați cu privire la ce se întâmplă în societate. Pe acest fond, fiind ferm convinși că oamenii nu vor ieși din nou în număr mare în stradă, Dragnea și Tăriceanu au anunțat declanșarea acțiunilor parlamentare, procedurilor parlamentare, la finalul cărora se va adopta pachetul de legi. Convingerea lor, și este un lucru corect pentru că nimeni nu le mai ține piept în momentul de față, ei nu au opoziție, ați văzut, partidele din opoziție nu sunt foarte bine articulate, da? Presa este aproape complet subjugată, jurnaliștii care au refuzat să le facă jocurile au ajuns în situații foarte dificile, cum este și situația mea,
am ajuns să primesc chiar amenințări, am tot fel și fel de amenințări cu moartea, dincolo de amenințările pe care mi le-a dat șoferul Dragnea, că o să mă facă Dragnea, o să-mi dreagă, o să nu știu ce. Mai sunt câțiva jurnaliști în astfel de situații dificile, deci au cam închis gura vocilor critice și sunt ferm convinși că oamenii nu vor protesta în stradă. Strada a rămas, și v-a spus asta timp de 9 luni de zile, societatea civilă, nu neapărat așa cum e înțeleasă societatea civilă prin organizații, prin ONG-uri, care au și rolul lor important. Societatea civilă la nivel de individ, de cetățean, conștient de rolul lui de cetățean, așa cum l-a descris domnul Gabriel Liceanu, a fost principala piedică în calea acestor ticăloși. Oamenii care au fost în stradă timp de 9 luni de zile, oamenii care au răspândit mesajele pe rețele sociale și au făcut tot posibilul ca informațiile corecte să ajungă la cât mai multă lume, astfel încât oamenii să fie informați în legătură cu planurile acestor derbedei. Ei bine, acum suntem la bătălia finală, cum s-ar spune, în care ei au pregătit legile. Tudorel Toader a spus că le dă, nu-l interesează că protestează magistrații, nu-l interesează ce spun ONG-urile, nu-l interesează societatea civilă. Dragnea și Tăriceanu au anunțat că le vor trece prin Parlament cât mai repede, în procedură de urgență. Se grăbesc pentru că dosarul lui Tăriceanu de mărturie mincinoasă este tare avansată. Dragnea, ați văzut că are probleme mari cu dosarele, a reușit să-și rezolve un pic o amânare prin pensionarea unei judecătoare, dar a venit dosarul Belina și are mari probleme cu dosarele. Așa că oamenii se grăbesc și sunt decisi să dea lovitura finală. Rămâne să vedem, și aici ajung la lucru cel mai important, atitudinea fiecăruia dintre noi. Atitudinea celor care au fost în piață și cu siguranță vor veni, atitudinea zecilor de mii, sutelor de mii de oameni. Sunt foarte mulți oameni, pagina mea publică săptămâna trecută a fost urmărită de 1 milion de oameni, da? Jumătate din acei oameni, 500 de mii, dacă ar fi în stradă, acești mafioți ar putea să fie opriți. Și să știți că dacă ei vor avea succes, dacă ei vor acapara România, o vor distruge pentru următorii 10, 15, 20 de ani. Efectele vor fi la fel cum au fost după mineriadă. Noi 30 de ani am avut refuzat dreptul la un trai decent și la o viață normală din cauza ceea ce a făcut Iliescu acum. Dragnea și Tăriceanu se pregătesc să facă ceva oarecum similar, da? Se pregătesc să prelungească cu încă 30 de ani această stare nenorocită în care s-a aflat România, cu o mafie politică, cu politicieni corupți, cu averi uriașe făcute de bugetari prin sărăcirea unor zone întregi, cum s-a întâmplat în Teleorman. Ei vor putea să facă asta, dragii mei, numai dacă noi le permitem să facă treaba asta. Gândiți-vă bine la acest lucru. Eu în ultimele zile în care am fost în Piața Victoriei m-am uitat la cei câțiva, sunt câteva zeci de patrioți, oameni minunați, senzaționali, care în ciuda unor diferențe de opinii între ei, pentru că au opinii diferite pe diverse teme, în legătură cu corupția și cu mafia din politică, sunt uniți pentru această cauză comună și vin în fiecare seară de 9 luni de zile. Fac sacrificii enorme ca să vină. Pe canalul meu de YouTube găsiți poveștile lor ca să înțelegeți că sunt oameni de foarte bună calitate. Dar ei nu sunt suficienți. Eu sunt un jurnalist care încearcă să spună lucrurilor pe nume pe rețele sociale. Dar eu nu sunt suficient. Dacă nu vă ridicați din fața calculatoarelor, dacă nu lăsați telefoanele jos și nu venim în stradă în număr cât mai mare în perioada următoare, să știți că acești mafioți chiar vor reuși să-și pună planul în aplicare. Și România va fi stopată din demersurile care o aduceau cât de cât către normalitate.